Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știți că progresul nu poate fi oprit în Republica Fantastică România. Ne-am obișnuit. De câte ori v-am spus. E adevărat că uneori apucă în direcții surprinzătoare. Adică te aștept să progreseze într-un loc, dar progresul se manifestă în altă parte, se materializează în altă parte. Și progresul țuști în altă parte. Da. Până acum nu o să fim noi cârcotași acum care să spună că schimbarea nu-i bună la darea în folosința unui nou obiectiv sau la pregătirea pentru darea în folosința unui nou obiectiv, că nu e chiar obiectivul la care ne-am fi gândit. Adică se cheltuiește pentru construirea a ceva, sigur, iese altceva decât speram noi. Tot e bine că se construiește, asta trebuie să reținem. Și pe de altă parte, cine suntem noi ca să avem așteptări? Noi doar observăm și povestim, asta este situația, de-aia trăim în Republica Fantastică România. Așadar, iată, în curtea Spitalului Județean din Brașov, pe terenul pe care aterizau elicopterele SMURD, care aduceau sau preluau pacienți în stare gravă, pe acest teren, deci, a început construcția unei biserici. Hop! Da. Practic, tot transport către ceruri e. Acum e cu, o să fie cu economie de combustibil mai degrabă. Se pare că e așa ieftin? Da, nici altul nu este prea ieftin, e adevărat, asta. Dar, mă rog. Da, acum elicopterele trebuie să aterizeze undeva la vreo 10 km distanță, că aici, pe terenul de la spital, nu se mai poate, logic. S-a făcut fundație. Da, s-a făcut așa. De acolo pacienții sunt transportați cu ambulanțele până la spital. Dacă au noroc de trafic lejer, au noroc. Dacă nu, nu. Cum o vrea Dumnezeu, în principiu. Iată ce declară Raed Arafat, șeful DSU pentru Observator News. Citez. S-a decis, impersonal, să se pună o capelă în locul punctului unde aterizam de regulă. Și eu, spune domnul Arafat, când lucram pe elicopter, am aterizat chiar aici, ca medic, și am preluat de la UPU pacienți. A fost o decizie luată la un anumit nivel și s-a pus în loc o capelă. Motiv pentru care elicopterul acum aterizează la distanță destul de importantă, la Ghimbav. Normal că întârzie asistența pacientului. N-ai ce-i face. Unele lucruri nu pot fi evitate. Dacă nu se mai poate ateriza la spital, atunci aterizezi unde poți și asta e, întârzi asistența pacientului, dar e un fapt. Nu poți să lupți împotriva acestei situații. Ce poți face? Corect, nimic. Nu se poate face absolut nimic. Poți să te rogi. Iar generalul de flotilă aeriană Cătălin Dache declară și dânsul tot pentru Observator News, citesc, diferența majoră este pentru pacient. Întrucât, la momentul acesta, noi aterizăm la Ghimbav, de unde pacientul este preluat de o ambulanță și adus terestru până la spital. Asta înseamnă timp prețios pierdut prin transportul pacientului, plus disconfortul produs de transportul rutier. Păi dacă nu asfaltați... Ai văzut? Da, păi, voi sunteți vină, păi faceți asfaltul ca lumea. În să plus, mai aveți grijă, că cine știe ce mai crește și la Ghimbav. Da. Așa, nu poți să știi niciodată. Progresul se materializează unde nici nu te aștepți. Localnicii au păreri împărțite, dar am reținut opinia unei doamne. E bine să fie biserică. De ce să nu fie biserică? Corect. Mai vine un preot. Nu vedeți că acum oamenii mai mult la Dumnezeu se roagă decât la... Puncte, puncte, se încheie citatul. Dar trebuie să te gândești că bănuiesc că există statistici în sensul ăsta. Câți oameni vin cu elicopterul la spital? Da, exact. Și câți pacienți se roagă? Corect. Și doi. Și o să vezi că e mai importantă capela aia finalmente. De ce să fie elicopter numai pentru unii? Da. Să fie pentru toți. Nu trăim aici în democrație, să fie egalitate. De ce unii beneficiază de elicopter, alții trebuie să vină cu mașina? Să vii cu elicopterul tot cu mașina. Da. Deci... Și numai bine se face, adică dacă doamna... E bine să fie biserică. Foarte bine să fie, dar numai bine fac biserică în loc de spital? Că și așa spitalele astea... Nu? Dubioase, da. Știm noi. La ce serv? Numai lucruri ciudate se întâmplă în ele. Mai bine biserici. Nici conducerea spitalului, nici reprezentanții bisericii n-au făcut niciun comentariu față de această situație, deci nici noi nu comentăm, doar atât mai spunem. Hai, Doamne, ajută cu perfuzia, că știința, în mod evident, are limitele ei când elicopterul nu poate ateriza pe clopotniță. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.